Munții Apuseni sunt o importantă vatră de istorie și tradiție. O mărturisesc localnicii și creația lor artistică ce cuprinde pe lângă port, arhitectură și alte obiecte de patrimoniu, obiceiurile păstrate de-a lungul viacurilor. Printre acestea se numără împletitul cununilor de sânziene, ghicitul sublide și haba sau șezătoarea. În vechime, în fiecare an, pe 24 iunie, oamenii satelor sărbătoreau sânzâienele. Legendele românești spun că acestea ar fi fete de împărat, răpite de zmei și care au devenit niște zâne ale pădurii și ale câmpului. În zona de munte a județului Cluj, în ajunul sărbătorii, fetele obișnuiau să iasă pe câmp și să culeagă flori de sânzâiene. Din acestea, împleteau cununi pentru ele și pentru fiecare membru al familiei, după care le aruncau pe casă. Dacă rămâneau pe acoperișul casei, cununile prevesteau noroc, sănătate și măritiș bun fetelor, iar dacă unele cădeau, era semn rău. Fetele își puneau flori de sânziene sub pernă pentru a-și visa ursitul. Cununile de sânziene mai erau puse și deasupra ușii de la intrare, pentru alungarea spiritelor rele. Păi și normal că-i fain, că de-aia am zis eu că-i fain. Seamănă cu dumneata, Baghi. Dar pe sigur, din fain numai fain poate ieși. În anumite perioade ale anului, uneori la clăci sau la șezători, fetele de vârste apropiate din satul Măguri Răcătău se adunau la casa uneia dintre ele sau la o familie care avea fecior de însurat. Nimă, dar ce zicea? Păi ce n-aș fecior și harnic, n-ai văzut de-alea. No, așa. Și eu așa am... De-aia l-am crescut așa. Na, Badi, dar pe nu stai bine. Ha? N-am zis bine, cum am zis că cine aș fi mândru. Nu fie bine. No. Bine să l-am cu de-o, domniță. Dar o face nuntă vara asta. Da, sigur, nu săracul. Zama, nu-i bună lungită? No, e bună cât mai repede, da. Că a, știe el ce-i da, pe iarna asta, Hainer, dacă face nuntă, iarna asta a făcut, ați hainer de ospăți. Făcudară. Știerguri aveți? Avem. Cum să n-ai pe da, pe cât azi astră eu făcut masa la asta, vai, Doamne. Da? N-ați văzut de astea. Las, că și ți s-a făcut mai mult. Da, hai! Da, mi-a lucrat. Da, pe cu fânul, cu vacile, a mea munche. Aici discutau ce se mai întâmplă prin sat, ce fecior cu ce fată povestește și când va fi nunta. De asemenea, erau omenite de gazdă cu plăcinte. Da, pe cu nunte, să pas pe...
Păi iată. Supară. Nu, că va duce mama dincolo să cotați în blide, să vedeți care va și norocul. Da, să vedem. Norocul ia. Nu mă să grați la cincile, că mai am de pus brânză într-o plăcintă și apă mere. Dar pe mea unde că ai mai fă pe la Mădălina, dreptu-i? Da, pe nu are o, o măsă spurcată, mă. Nu, Mădălina, socră de asta-i dai. Ce ai făcut? Da, pe că ai fost tare eu cu el. Și eu zis, du-te, dragul, taci. Doar o furce, domnă, atât am. Da, crezi că ia dracului la gură. Asta trebuie să n-ai furat-o pe alea. Dumneata, n-ai furat-o pe alea. Dumneata, nu m-am glumit și nu s-a mai lăsat nimic. Pentru asta ce picior fain ați făcut. Da, Domnii aldeași și de noroc din. Dar pe și eu am glumit cu ea și ea, nu se ia după mine. Da. Se ia după mesa. Da, seamănă după mesa. Da. O cota asta. N-are noi dincolo, ia ce zici, măi, ficior. Să cotăm în plinie, Doamne, dă să picioare care. Bă, pus ficiorul niște plinie așa, pe să vedem. Cată nu mamă, iară de plăcinte, că de hai, picioare. Asta merem acolo, mă duce mama acolo la blidie, dincolo. Acolo, blidie, pusă cu fundul sus și... Casa dinainte. Casa dinainte, e. Așa, fiecare pune mâna pe câte un blid. La un moment dat, mergeau toate într-o cameră alăturată cu ferestrele acoperite, unde au fost așezate pe masă mai multe blide din lut. Fiecare blid acoperea câte un obiect considerat simbolic: oglindă, pieptene, bucată de lemn, crenguță de brad, cărbune, bani, cuțit, foarfece și multe alte obiecte din gospodărie. La îndemnul gazdei, fetele își alegeau fiecare câte un blid și îl întorceau. În funcție de ce găseau sub el, descopereau prin analogie cu obiectele ce defecte sau calități vor avea viitorii soți. Vă mai așteptăm, oare, când să vină? Mai bine, la toată. Aici o mele câtă casă. Mulțam că ați fost la noi. Asta-i cu ceată, asta-i cu ceată. Aia, da? Asta-i cu ceată. Doamne ajută! Să vezi un bun! Doamne ajută! Să vezi ce să ne ajute câinii! Nu, că pe aici mai sunt care au și câini răi. Nu, Ana, asta nu l-o mai sunt. N-o sărăcie. În satul Mărișel, la fel ca în alte localități din munții Apuseni sau din Transilvania, în zilele lungi de toamnă și de iarnă, fetele, dar și femeile, se adunau la o casă, în habă sau în șezătoare, unde lucrau împreună. Era un mod de a demonstra că fetele au învățat în familie să toarcă sau să coasă, că își pregătesc zestrea și că sunt potrivite pentru viața de familie. Totodată, aici se întâlneau cu feciorii și povesteau pentru a vedea dacă se plac în vederea căsătoriei. Pe lângă muncă, haba era și un prilej de a afla ce se mai întâmplă în sat sau ce fecior cu ce fată se va căsători. Atmosfera de lucru era întreținută prin glume sau cântece, iar fetele așteptau cu nerăbdare ca înșezătoare să-și facă apariția
feciorii. Dacă aceștia nu veneau, decurgeau la anumite practici, precum datul cu ciurul sau scuturatul gardului. După ce feciorii ajungeau în habă, ei participau la rândul lor cu diverse ghicitori și întâmplări amuzante. Toți cei care participau la habă erau serviți de gazdă cu plăcinte. De multe ori, feciorii aduceau cu ei și ceterași, iar haba se termina cu joc și voie bună. Doamne ajută-vă și spor la muncă! Doamne ajută-vă! Doamne ajută, tare harnice sunteți, măi muieri, mă! No, bine că ați venit la noi înșezători, hai luați și vă așezați și lucrați și voi, oarice! Mă, bărbate, hai să mergem să aducem covata aia cu aluat, să facem niște plăcinchi la muierile astea, că le-a și foame. Tu aduci aluatul, eu aduc roșciorul, brânza. Hai să mergem să ducem. Mă, muieri, voi ce năvătăți mă știți de până comuna asta, că eu mă deoparte, nu mă știu nimic, ce picior sunt soră, ce fată se mărită, mă, este nunta a noi asta. Este, este. Eu am auzit, apeam să vedem cum ai fi, solica li tot dică să mărită după picior de la rusă, că li-o de-a budului. Eu nu cred că fata aia e faina meri după piciorul ăla, că el e cam bărnat, cam prăpăgit. Apeam un video, mă-i auzit. Na, ce ziceți să faceți voi niște moșoi din caier? Și tu, Lenuță, și tu, Silve. E, hai să facem, să vedem ce ai fi. Și ori la un alt oba. Și ori la un alt oba. Nu mă, mai mă. Stau pe loc. Nu, așa n-au gând. Nu. N-au grijă. Nu se ridică nimic. Nimic. N-a și nimic de aia. Mai stau una. Tu, fete dragă, nu? Mi-a zis că tu hori. Da, ați înșezători, că așa este fain, să vorim înșezători. Vom zice. Câte sorile de sus, la 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 la, fete că mărișel nu, la 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 la. Câte sorile de sus, la 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 la, fete că mărișel nu, la 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 la. Așa mândre și gătate, lai la, lai la, lai la, și cu zadii înflorate, lai la, lai la. Așa mândre și gătate, lai la, lai la, lai la, și cu zadii înflorate, lai la, lai la. No, faină, hore, cântat, faină, faină. Mă, bărbate, du-te adă că un par de jinat la muierile astea, că da, eu răvesc fort la lucru mai bun dacă orbec un par de jinat. Că bine zici, că așa ar trebui. Dar pe mai muieri, bărbață voși, nu vin, nu i-a schimbat și pe ei să vie la... Că n-am cu cine bea un par de jinat, să beau singur. Am eu nu vine până gata de isprăjit. Am eu bine, dar numai dacă chem. Și
Runtii mea, ce după ei? Tocmai muieri. Știi ce-i baiul? Am o... Măi penginal, măi horim, măi torsem, dar bărbață nu ne vin. Dar cu asta facem oarice? Cu ciur, cu vrăciur, cu ce să-i aducem? Face niște vreți. Hai că aducem ciurul. Ca pe ea aducem noi fără vreme. Nu te chiarim. Vreți cum ordini? Nu dă-te aici. Dați-l ție. Adă-l mie. Noi cu ciurul ciuruim, pe bărbații vreciuim, să n-aibă starii și alinare până la noi șezătorii. Vine, nu știem. Nu mă fete, să vă povestesc și eu, dragă, că m-am uitat tânără. Și ca să știți și voi ce vă așteaptă. Tânără mă măritai mă, rău bărbat încăpătai mă, că-și ține drăguțe-n sat mă, și numai necazuri trag. Mâncele focu și para, că ele mâncă chimneala. Mâncele para și focu, că ele mâncă norocul. M-aș lua, m-aș duce în lume, da, plâng pruncii după mine, că-s micuț și liopii dormă, numai din măicuța lor. Inimă, de ce nu mori, mă, din caz de atâtea ori, mă, inima, de ce nu zaci, mă, din cazul care îl trag. N-o să băgați de seamă, dragă, că-i zvidea voi cu mașină, că eu am pățit-o. O-mi băga. Ce picior vă alegeți. Mă, bărbate, du-te mai pune o lemn pe foc, să vii o muiere să-mi ajute, să ne apucăm de cop la plăcinte. Hai, Iulian, ajută-mi tu la plăcinte. Oi, vini, că te pe mine, mă, măi. Una, dacă are. Drag, de făcut plăcinte. Hai, pe mine, mă, măi. Mă simt că-i trebuie. Îi prepari cu copii. Cu chiar tale puțin. Da, știar, ca un masă. Nu știu. Nu știu. Vom vedea la următoare. Să supără pe noi.
Să vă dau câte un pahar de ginars, mă! Păi tu crezi că noi nici am venit, mă? Am venit să-ți dau orice, mă, așa crezi? Să furați! Să furați fusul! Să furăm fusul! Bă, dar de numai de ala alb, mă! Neal coșficior! Măi, să vă ajut! Ăsta din 99 de focul! Abia poți să vezi ce treabă face, că mare acasă! Nu, să vă dea Dumnezeu spor la muncă, mă, fetelor, că... Grozabe sunteți, mă! Doamne, ține-vă că a venit! Doamne, ajută! 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 Când s-o învăți pământul, mă, acolo n-o fost moțumă, era dus cu darul în țară, să vândă pe greu ciuva. Amuzânie și Gionjou, că doar ea am venit aici să le clătim pe muierile astea, nu stă acasă.